Bună seara, stimați telespectatori! Începem o nouă emisiune de istoria Sucevei, ultima de altfel. Săptămână mă refer, nu emisiune. Astăzi vom discuta în episodul 6 despre ocuparea Bucovinei de către austrieci. Până a prezenta invitații mei din această seară și a intra propriu-zis în problematică, aș vrea să fac o precizare. Emisiunea de vineri, practic episodul 5 al serialului nostru, dintr-o eroare tehnică, dintr-o defecțiune tehnică, a putut fi recepționată doar de către abonații RDS. Abonații UPC n-au putut să vizioneze episodul 5. Postul Bucovina TV va reprograma la o dată ulterioară acel episod. De asemenea, vrem să precizăm că toate episoadele acestui serial Istoria Sucevei pot fi vizionate pe internet, pe site-ul televiziunii Bucovina TV. Aceste precizări fiind făcute, vreau să-i prezint pe invitații mei din această seară, doamna Victoria Batariuc, muzeograf, doctor în istorie. Bună seara! Bună seara! Domnul Daniel Hreciuc, profesor, doctor în istorie, directorul Direcției de Cultură a județului Suceava. Bună seara! Și, nu în ultimul rând, fostul meu coleg de liceu, bunul meu prieten, Vlad Gafița, lector universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare, Facultatea de Istorie Geografie. Bună seara, Vlad! Bună seara! Prezentările fiind făcute și în seara aceasta avem foarte multe de discutat, intrăm direct în problematică. Am să rog pe domnul Vlad Gafița să ne facă o prezentare a contextului regional în care a avut loc ocuparea actualei regiuni a Bucovinei de către austrieci. Înainte de a intra propriu-zis în chestiunile pe care le-ați amintit, e bine de precizat că problematica Bucovinei în istoriografie este și la ora actuală analizată foarte atent de către diversi istorici din anumite țări sau spații, desigur în spațiul românesc, în Ucraina, în Polonia și așa mai departe, desigur în Germania, în Austria, cu tot felul de centre de cercetare legate strict de Bucovina, ca să dau numai exemplu celui din Germania de la Augsburg, legat de problematica Bucovinei, atât de amplă, atât de diversă. Trebuie spus că acest spațiu, Bucovina, care își capătă astăzi o identitate deosebită, este în fapt o parte fundamentală a Moldovei, nordul Moldovei, cu ceea ce avea ea mai de preț, în această perioadă, să zicem, de tranziție între evul mediu și modernitate, vorbim de ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea, în plină epocă fanariotă. Iată, interesele marilor puteri, după asediul Vienei, Imperiul Otoman încetul cu încetul începe să dea înapoi. Ca atare, Austria devine o putere tot mai pregnantă în zonă, ocupă diverse teritorii, precum Transilvania, Banatul, Oltenia chiar pentru o scurtă perioadă de timp și se întâmplă că în timpul războiului ruso-turc dintre 1768-1774, acest spațiu al Moldovei intră în vederile austriecilor tot mai mult. Aveau gânduri destul de mari legate de Moldova, inclusiv ocuparea întregului spațiu moldovean. Un ghinion istoric, nu s-a produs acest lucru, nu? Nu s-a produs, dar ghinionul întotdeauna este alăturat norocului, norocul făcut de interesele, bineînțeles, al marilor puteri de atunci. Austriecii caută să profite de pe urma acestui conflict dintre ruși și turci, principatele foarte mult timp în această fază a modernității sunt teatru de război pentru marile puteri. Ca atare, austriecii caută să aibă un beneficiu și acest beneficiu îl găsesc în nordul Moldovei. Ei vin cu diverse pretexte, care mai de care mai, să le zicem, năstrușnice, ca să nu folosim alți termeni. Oricum, ei afirmă în fața celorlalți diplomați ai vremii și ai marilor vremii, ai marilor puteri, că această parte a Moldovei a fost în trecut o zonă încorporată în Pocuția, când știm că de fapt
era exact invers, da? Era exact invers și ca atare au tot dreptul să-și aroge acest teritoriu în condițiile în care numai câțiva ani mai înainte, la 1772, iată, Polonia, o bună parte din Polonia este ruptă, da? De ruși, de austrieci. În acest context, nordul Moldovei intră direct în vederile austriecilor și încetul cu încetul caută să obțină acest teritoriu. Un an mai înainte, Iosif al II-lea, fiul împărătesei Maria Tereza și co-regent, ca să-i spunem așa, se afla în Transilvania și în discuțiile cu diversi generali și nobili importanți de pe lângă el, își pune problema să preia un teritoriu mult mai bun din punct de vedere economic, demografic, care să înlocuiască, să zicem, Oltenia, care s-a dovedit a fi o zonă nu prea profitabilă pentru austrieci. Ca atare, și în prezent, facem o paranteză, se vede că orice fel de autoritate se aplică cam greu în Oltenia și în prezent poliția are mari probleme de a ține situația sub control în zona Craiovei, nu? Închidem paranteza. Închidem paranteza, cred că totuși exagerăm cu acest lucru, dar își trimit încetul cu încetul oameni aici, își trimit diversi militari, cartografi, să cartografieze zona, să vadă care este potențialul economic al zonei, o zonă de altfel mult mai întinsă decât ce cunoaștem astăzi că a fost Bucovina, o zonă ce cuprindea și Raiaua Hotinului, o unitate, să zicem, administrativă de tip otoman foarte importantă pentru poartă. Își trimit aici oameni, diverse regimente de... Își trimit diverse regimente de militari, cartografi, cartografiază zona și, bineînțeles, așteaptă prilejul pentru a acapara regiunea de care vorbim. Contextul a fost destul de complicat, în sensul că, practic, teritoriul Moldovei era ocupat de către ruși și se afla, desigur, sub suzeranitate otomană. Ca atare, austriecii trebuiau să trateze la două capete. Odată cu poarta otomană, odată cu generalii ruși din zonă. Ca dintotdeauna, soluția cea mai bună, soluția optimă, a fost ideea de a corupe, de a mitui. Ca atare, au fost corupți diversi militari superiori ruși, da, ca să-l amintim numai pe feldmareșalul Rumianțev, căruia i s-a oferit 5.000 de galbeni și o tabachieră din aur cu diamante și diversi funcționari înalți ai porții, tot cu mii de galbeni și așa mai departe. Cu această ocazie aflăm și care a fost prețul, practic, evaluat al Bucovinei. Prețul plătit a fost oricum mult mai mic față de valoarea provinciei ca atare, mult mai mare. A fost un preț derizoriu, pentru că valoarea era mult mai mare, nu numai economică, ci și culturală, spirituală, ceea ce a însemnat această parte a Moldovei pentru zona pentru nucleu a statului medieval. Sigur că da, pe lângă Moldova. Zona nucleu a statului medieval, dar aici se aflau nestematele spiritualității românești, moldovenești, nu? Cele mai importante biserici și mănăstiri, ca să nu mai vorbim de latura strict economică, terenurile arabele, deși mai puține, păduri foarte multe, pășuni, fânețe, foarte multe vite, animale, o bogăție importantă a lemnului, desigur, a zonei. Și în prezent, direcția Silvică-Suceava este cam cea mai mare din țară, din câte știu eu, dintre toate celelalte. Oricum, se află în primele trei, cu siguranță, se află între primele trei. Dacă nu, cumva, pe primul sau al doilea loc, n-aș putea să spun sigur după ce județ ar fi. Oricum, revenind la ocuparea și anexarea Bucovinei, după realizarea acestor demersuri, mai mult sau mai puțin ascunse, încetul cu încetul își trimit trupe tot mai multe în spațiul vizat de,
de ei. Documentele vorbesc că în această fază de început, 1774-75, se găsesc trupe austriece, nu numai în partea de nord a Moldovei, ci se merge până către partea centrală a Moldovei, inclusiv în zona Neamțului, se găseau trupe austriece, dar deocamdată se vor restrânge la o arie mai redusă din partea de nord a Moldovei. Problema după intrarea trupelor și rezolvarea, să zicem, parțială a chestiunilor legate de celelalte puteri era următoarea. Trebuia să se dea o notă de legalitate, de diplomație a acestui rapt. Ca atare se desfășoară între 1775 până la 1776 o serie de convenții între austrieci pe de o parte și cealaltă parte turci, eventual cu anumite personaje importante din Moldova. Aceste convenții practic dau latura de legal a acestui gest a Austriei, a Imperiului Habsburgic, și la 2 iulie 1776, într-o localitate micuță pe Nistru, la Balamutka sau Palamutka, există mai multe denumiri acceptate, cedarea definitivă a acestei părți din Moldova se încheie. După acest moment, din vara anului 1776 până la 1 octombrie 1777, austrieci încep să-și așeze trupele tot mai bine în zonă și trebuie să facă față unui inamic, să zicem, neașteptat. Deși nu foarte puternic, dar neașteptat. Domnitorul Moldovei de atunci, Grigore al III-lea Ghica, care, alături de o serie de notabilități, de boieri ai Moldovei, trimit o serie de petiții, de proteste către marele puteri. Bineînțeles, către ruși, turci, dar nu numai către aceștia, și către Prusia, și către Franța, și către Anglia. Însă aceste mari puteri nu sunt interesate. Desigur că rușii și turcii nu aveau cum să fie interesate de proteste atâta timp cât ei practic au organizat această întâmplare nefericită pentru moldoveni, în vreme ce Prusia avea alte interese la momentul respectiv, se ocupa mai mult de partea central-vestică a Europei și vrea să-și fundamenteze propriul stat aflat încă la începuturi. Anglia se ocupa, desigur, era în plină expansiune colonială și interesele lor erau mai degrabă extraeuropene, iar pe de altă parte știm întotdeauna că politica lor a fost una duplicitară vis-a-vis de marile puteri creștine, ele preferând să păstreze cu poarta otomană relații foarte bune, pentru că erau interesate, desigur, în plan economic de această imensă piață de desfacere care era Imperiul Otoman și nu numai Imperiul Otoman, ci și zonele de influență ale Imperiului Otoman, iată, se vedea chiar și țările române, și nu aveau niciun interes să strice aceste relații cordiale cu poarta otomană. Ca atare, românii moldoveni, moldovenii se aflau într-o situație practic fără ieșire. Cu noaptea dinaintea proclamării propriu-zis a ocupării și acceptării de către populație și elitele de atunci ale zonei a noului ocupant, trebuia să-i se închidă gura domnitorului Grigore al III-lea Ghica. Ca atare, poarta a ordonat în această noapte, dinspre 1 octombrie, la Beilicul de la Iași, decapitarea acestui domnitor patriot, deși domnitor fanariot, un domnitor patriot care nu dorea să accepte pur și simplu arbitrariul impus de către marile puteri. O asasinare mișelească, privită în epocă și pe plan intern, în Moldova, cu maximă frustrare, supărare și cu foarte multe proteste, dar și pe plan internațional. Presa sau opinia publică importantă a vremii din țările occidentale a protestat vehement față de gest. Dar se rămâne doar la nivelul de proteste și cam atât vis-a-vis de asasinarea mișelească a domnitorului Grigore al III-lea
Ghica. Ce se așteptau o secundă? Moldovenii își spuneau așa, nu poate fi mai rău decât sub turci sau sub ruși. Vedeau poate undeva între zărea o lumină, o schimbare în bine din partea acestui nou ocupant. Cert este că într-o primă fază austriecii au avut o atitudine destul de onestă față de moldoveni, tratând partea de elită, câtă exista ea, elită laică, boierească sau elită ecleziastică, destul de bine, își păstrează fără probleme privilegiile, nu sunt schimbări semnificative în rău în privința majorității populației, desigur, alcătuită din țărănime, și lucrurile apăreau într-o notă destul de bună pentru moment. Dar încetul cu încetul se manifestă și chestiuni de natură, să le zicem, negativă. Vrei să-mi pun o întrebare? Nu, vreau să revenim la subiect. Doamna Batariuc, ce se întâmpla în această perioadă în orașul Suceava? Ce se întâmpla în orașul Suceava? Ce se întâmpla în toată Bucovina sau în toată Moldova austriacă, după cum s-a numit inițial acest teritoriu? Austriecii s-au apucat cu meticulozitatea de care dau dovadă toate popoarele germanice să facă un inventar al bunurilor existente. S-au creat numeroase comisii, între altele și o comisie de delimitare a proprietăților din Bucovina, și este foarte interesant că în fața acestei comisii sunt chemați și reprezentanți ai orașului, ai târgului Suceava, care declară cu foarte multă mândrie că cetatea de scaun și curtea domnească au fost construite de către daci. Dar aceeași comisie de delimitare a proprietăților, în fața ei vin și cei 24 de înalți ierarhi de arhimandriți și în frunte cu episcopul Dositei Herescu, uită să declare ca proprietate a Bisericii Ortodoxe din Bucovina, să declare ca Biserica Adormirii Maicii Domnului din Suceava, ctitoria, ce zone se află? Ctitoria portarului de Suceava, Onufrie Barbovski, pomenită documentar la 1529. Părerile sunt împărțite. Regretatul meu coleg Ioan Emile Mandi, profesorul Mihai Ceaușu și cu mine înclinăm să credem că Biserica Sfânta Maria se găsea aproximativ în zona unde este astăzi Hotel Suceava, pentru că până prin anii 50 în oraș încă mai era o uliță mică, o străduță mică care se numea Sfânta Maria, posibil legată de existența acestei biserici. Și Biserica Mitropolia Veche sau Biserica Sfântul Gheorghe sau cum va fi numită după aceea Biserica Mirăuți. Tot acum, la 1774 de fapt, și administrația rusă s-a pregătit minuțios pentru ca să se instaleze aici în Moldova și a făcut un recensământ. Fiind notate numărul de case, numărul de plătitori de bir, numărul celor săraci, numărul celor scutiți, numărul boierilor și populație de altă naționalitate decât cea română. Și pentru Suceava, la 1774-28 iunie, sunt menționate 365 de case. Deci vă dați seama, datorită deselor invazii, datorită mai ales războiului care tocmai se încheiase, datorită stăpânirii, pentru că Rusia efectiv a stat aici în zonă, populația plecase, orașul ajunsese aproape pustiu. Mutarea centrului politic la Iași, orașul devenise aproape pustiu. Și aceste două biserici rămăseseră pustii. Este foarte interesant că la 1777 generalul Splenii avea nevoie să repare ceva în Suceava și se adresează comunității ortodoxe care este de acord
să dărâme o biserică părăsită, Biserica Fetelor, situată undeva pe latura de nord-vest a orașului, pentru ca să se lucreze la magazia împărătească. S-a dat aprobarea, dar după aceea comunitatea ortodoxă și șătrarul Ilie Cârste, care era, să spunem așa, oficialitatea locului, au sugerat ca dacă va mai fi nevoie de piatră pentru lucru împărătesc, să se ia de la acele clădiri netrebnice care sunt în Suceava, curțile domnești și feredeul de la Șipot. Netrebnice în sensul de netrebuincioase, care nu ruine, mai da. Ruine care nu mai foloseau nimănui. Mai ales că deja la 1760-1770, peste ruinele curții domnești, începuseră să se facă case și dughene. Și acum, deci în această situație în care orașul se depopula, în care aproape nu mai existau locuitori, vine administrația austriacă, se face acel recensământ, au existat două caiete cu însemnarea tuturor proprietarilor și a tuturor suprafețelor deținute. Din păcate, primul volum al acestui registru s-a pierdut, la arhivele statului se păstrează doar volumul 2 și aici sunt menționate numeroase locuri ale unor biserici care între timp a dispărut. Biserica Sfânta Paraschiva de la Șipot, construită de Ștefan cel Mare și care era biserica Breslei Blănarilor și Cojocarilor din Suceava. În zona actualului teren în de tenis. În zona actualului teren de tenis de la Șipot, biserica a fost, vestigiile ei au fost distruse în 1975, când, deși am încercat cu disperare să mă opun, nu am reușit să salvez decât o cană de ceramică și doi cercei aparținând unui copil. Tot acum este menționată Biserica Sfântul Teodor, Biserica Vovidenia și încă multe, multe alte biserici, dintre care nici măcar nu le cunoaștem locul unde au fost ele amplasate, deoarece au dispărut între timp. Despre Biserica Adormirea Maicii Domnului și despre Biserica Mirăuți se leagă un eveniment care a făcut foarte multă vârvă în Suceava, fiind aproape în oraș să aibă loc o răzmeriță. Ce s-a întâmplat? În Imperiul Austriac, bunurile care nu aparțineau nimănui erau declarate ale statului, ale erarului și oricine dorea putea să dărâme astfel de clădiri dezafectate pentru a folosi piatra și locul rămas liber să capete o utilitate publică. În aceste condiții, la sfârșitul lunii noiembrie 1791, chirurgul ținutal Tiberius Guter capătă învoirea să dărâme Biserica Adormirii Maicii Domnului. Bineînțeles că locuitorii din oraș se revoltă și revolta ajunge la culme când se răspândește vestea că maestru de poștă Schuller vrea să dărâme Biserica Sfântul Gheorghe, vechea mitropolie. Se trimit numeroase plângeri la consistoriu, la guvernul de la Lemberg, pentru că de acum Bucovina devenise parte a Galiției. Bineînțeles că cel învinuit este comisarul Cercoal Grigoroviț, care a avut o atitudine nu tocmai diplomatică în acest conflict, când locuitorii târgului, avându-l în frunte pe Dumitraș cu Brandabur sau Barabulă, s-au adresat pentru prima dată cu plângerea. Grigoroviț nu găsește mai bine de făcut, altceva de făcut, decât să-i amenințe că îi leagă de gât
și că îi leagă de scaun și le dă la toți 50 de bețe într-o anumită parte a trupului. Bineînțeles că această atitudine a făcut ca spiritele să fie și mai agitate. Pe toată perioada s-a asistat dărâmarea vechii mitropolii, dar până la urmă Grigorovița a fost mutat, iar administrația austriacă a hotărât ca și terenul pe care se afla Biserica Adormirii Maicii Domnului și terenul și biserica propriu-zisă de la Mirăuți să fie vândute la licitație. Licitație care are loc la 1794. În cazul bisericii de la Mirăuți, biserica este, terenul și biserica sunt cumpărate de sindicul de poștă, sindicul orașului, care însemna un fel de judecător, este vorba de Moroșanii, trece din mână în mână până ajunge la 1799 Biserica Mirăuți, în mâna lui Iane Ioan Florea, un capitan de Arnăuți, pensionar la acea dată, care face un gest deosebit de frumos contra sumei de 100 de galben pentru teren și 120 de galben pentru biserică, le cumpără pe amândouă și le donează comunității ortodoxe a orașului, salvând Biserica Mirăuți, sediul primei mitropolii a Moldovei. Bineînțeles că această atitudine a lui Grigoroviț a arătat pentru prima dată, de fapt a însemnat sfârșitul lunii de miere dintre locuitorii ortodoxi și stăpânirea austriacă, care a arătat că poate să fie inflexibilă, că face exact ceea ce scrie în lege și că nu ține cont de proteste ulterioare. Tot acum, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, târgoveții din Suceava încep să-și facă case noi, case de modă central europeană. Una din aceste case este și sediul unde este astăzi Liceul de Artă Plastică, care a fost pe vremuri primăria orașului Suceava, construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În spatele curții domnești. Lângă curtea, pe ruinele, pe o parte din ruinele curții domnești, cercetări făcute pe terenul de sport al Liceului de Artă au scos la iveală vestigii care se leagă de curtea domnească. Deci această clădire este una din secolul al XVIII-lea și au fost mult mai multe clădiri de acest fel, din păcate distruse de sistematizarea din anii 60 și ultima sistematizare din anii 1981-1985. Paranteză, despre aceste lucruri vom discuta în ultima emisiune de vineri, perioada comunistă, să spunem, în care vom atinge și acest subiect al demolării și construcției de noi locuințe în Suceava. De exemplu, în curtea Bisericii Sfântul Dumitru, Dositei Herescu, episcopul, fostul episcop de Rădăuți, devenit episcop al Bucovinei, construiește o școală cu o școală trivialnică, adică cu o școală elementară, îngrijindu-se să găsească un învățător care să știe limbile latină și greacă pentru copiii care urmau să studieze aici. Tot acum, oamenii, ca să-și facă rost de piatră, nu se mai duc la carierele de la Pătrăuț sau de la Adâncata, ci preferă să ducă să ia piatră din cetate. Cel puțin, așa era tradiția în Suceava, așa am învățat eu la școală, așa am citit în istoricul cel mai avizat al Sucevei, Valerian Doboș Boca, care în cartea sa dedicată Sucevei spune că o întreagă clădire, este vorba de Hotel Langer, construită drept han de către unul din bogații armenii Sucevii, și mă refer la Nicolae von Capri, a fost construit cu piatra luată din cetatea de scaun. În 1983, Hotel Langer a fost dărâmat, deși era un foarte frumos monument de arhitectură orientală, datând din secolul XVIII. Cam care ar fi locația?
Locația este aproximativ în zona unde este astăzi magazinul Thailand sau cum dacă mai există așa ceva. Ei, acolo era Hotel Langer. Și am fost de față la demolarea acestei clădiri în speranța că voi găsi pietre sculptate, încadramente de uși sau de fereastră sau un caz foarte fericit, poate o inscripție de la Cetatea de Scaun. Și am avut surprinza să constat că Hotel Langer a fost construit din temelie și până la acoperiș din cărămidă. Deci una din legendele Sucevei pică. Hotel Langer nu a fost construit cu piatra luată din cetate. Ceea ce era într-adevăr în două laturi ale zidului erau două pietre funerare, două lespezi funerare datând din secolul XVII cu un motiv decorativ foarte frumos. Și după când muncitorii s-au apucat să dărâme Hotel Langer, au extras cu foarte multă grijă cele două pietre, urmând ca a doua zi să le aducem la muzeu. Până a doua zi dimineață, vașnicii urmași ai celor care au furat piatra din Cetatea de Scaun pentru a-și face case, au luat cele două pietre, care, din păcate, s-au pierdut pentru totdeauna. Un exercițiu de iluzionism. Vreau să vă întreb cam din ce perioadă putem vorbi de burdujeni. De burdujeni putem vorbi încă din Evul Mediu, dar ne referim la un sat care își avea biserica aproximativ în zona unde sunt blocurile construite de ANL. Au fost făcute acum 2 ani niște lucrări și au ieșit aproape 50 de morminte. Se știe că în Evul Mediu mormintele, cimitirile se făceau numai în jurul bisericii, deci prezența cimitirului ne indică existența și a satului. Oricum, burdujeniu se dezvoltă în secolul al XVIII-lea. Că nu era locuit în secolul XVI, ne-o dovedește construirea de către Teodor Movilă a mănăstirii Teodoreni, mănăstire care este o replică a mănăstirii Putna, dar este o replică stângace a acestei mănăstiri. Deci numele de Teodoren vine de la Teodor Movilă, frate al lui Ieremia și al lui Simeon Movilă. Este foarte interesant că construit la 1592, biserica a trebuit să fie restaurată în secolul al XVII-lea de bogații boieri Costin. Și în biserică a existat o frescă înfățișându-i pe frații, pe Velicico și pe Miron Costin, frescă care a avut de suferit și care a fost restaurată și ea în secolul al XVIII-lea de un egumen grec. Și astăzi, la Biserica Teodoren, se mai păstrează, dar în condiții precare de conservare, portretul din secolul al XVIII-lea al cronicarului Miron Costin. Târgul Burdujeni se naște după 1775 ca târg de graniță, unde se așează numeroși negustori care fac legătura dintre Moldova și Bucovina și Imperiul Austriac. Granița era pe la pârâul la Centrofarm acolo. Pârâul de la Centrofarm, care înainte de asta se numea Pârâul Rușciori, și avem informația documentară că pe pârâul Rușciori chiar exista un sat Rușciori care a aparținut lui Anastasie Crimca. După această dată, pârâul a început să fie numit Hranița, Granița. Și o parte din cei de la Mitocaș se ocupau cu contrabanda, mai ales cu sare și halviță. Facem o pauză publicitară. Imediat după revenirea din acest spațiu publicitar, vom discuta cu domnul profesor Hreciuc despre situația minorităților din Bucovina în momentul ocupării de către austrieci. Pauză publicitară.